Bună dimineața, bine v-am găsit la șifonierul cu whisky. Astăzi continuăm seria, miniseria Glenallachie. Vom face review la Glenallachie de 8 ani, Rye Whisky Quarter Cask Finish. Mi-am adus un pahar cu apă minerală. Că, da, sunt mahmur și am ceva de vorbit și tot simt nevoia de a mă hidrata. Nici nu prea sunt obișnuit cu apa, vedeți ce pahar mi-e. Hai să nu mai o lungim. Am spus că domnul Billy Walker, a lansat această serie Wood Finishes cu finish-uri în diferite butoaie exotice. Nu știu termenul de exotic, dacă mai merge folosit în ziua de astăzi. Acum 20 de ani poate mergea să spui finish exotic sau maturare exotică, dar în ziua de astăzi ai 14.000 de maturări în tot felul de sherry-uri, de porto-uri, de vinuri franceze, de vinuri italienești. Rom, coniac, am văzut la naiba, am văzut și finish în sau maturare în butoaie de mescal, tequila și alte. Deci nu mai pare o ciudățenie în ziua de astăzi un asemenea finish. Într-un fel e bine, diversitatea în whisky este binevenită pentru că asigură arome și diferite caractere, să-i spunem, diferite personalități whisky-ului. Diversitatea poate e binevenită în anumite domenii, iar ăsta nu în toate. Dar ăsta este, diversitatea în whisky este binevenită. Și ce a zis el? Mă, în 2019 a fost prima gamă. Și o avem aici toată. Am uitat să spunem, am primit toată gama asta. De fapt, toate produsele de la Glenallachie sunt primite de la Rivco Trading și mulțumim pe această cale că ni le-a oferit pentru prezentare. Asta este întreaga gamă 8, 10 și 12 apărută în 2019. În 2020, adică anul ăsta, acum câteva luni, a apărut o a doua gamă Wood Finishes. Ce vrea domnul Walker să facă prin aceste finish-uri? El ia niște butoaie din de la vechea distilerie Glenallachie, făcute pentru Shibbet și pentru, în general, pentru blenderurile de la Pernod Ricard. Le ia American Barrels, când spui, parcă așa scrie, nu? American Barrels. Știu că asta este expresia pe care o folosesc ei și pe site oficial. Iar ascun chestia că, de fapt, e o combinație între first fill ex bourbon și second fill ex bourbon. Ce înseamnă asta? First fill, adică a fost bourbonul, a mai fost și apoi este Glenallachie, sau a fost bourbonul, a mai fost un Glenallachie sau alt whisky și apoi whisky-ul respectiv Glenallachie. Și ce face Billy Walker? Ia aceste butoaie și le asigură un finish de 1, 2 sau chiar 3 ani. În butoaie de cea mai bună calitate, practic lăsându-și, v-am mai spus și în episodul trecut, propria personalitate, făcând din niște whisky-uri solide, single malt-uri solide, de altfel, dar care nu ieșeau cu nimic în evidență, până să asigure el finish-ul și le face whisky-uri foarte bune prin aceste finish-uri, pentru că folosește cele mai bune butoaie. Și prima serie a apărut în 2019 cu Glenallachie de 8 ani, pe care o să-l disecăm astăzi, Rye Whisky Quarter Cask Finish. Nu vorbim despre el, lăsăm pe mai încolo. Apoi, ăsta l-am prezentat în episodul 91. Cel de 10 ani, Ruby Port Finish. În sensul că vreo 8 ani în ex-bourbon, fie el first fill sau second fill, și cu finish-ul în Ruby Port. Și uitați ce culoare obține în doar 2 ani de finish.
Și cel de 12 ani cu finish în PX. Bănuiesc că tot 2 ani în Pedro Jimenez, butoaie de Pedro Jimenez, Sheriu. Și a uitat ce culoare obține. 10 ani în ex-Bourbon și bănuiesc că 2 ani în Pedro Jimenez. Uite, ce culoare. Pe ăsta l-am analizat în episodul 91. Uitați-vă acolo, i-am făcut analiza cum trebuie, disecat. Ăsta urmează în episodul următor. Ăsta, toată gama, hai să scot și pe ăsta de 8 ani, că am uitat să-l scot. Ăsta este mai, culorile fiind naturale. De asta, când mă întreabă mulți pe Facebook sau pe chiar și pe canal, a, culoarea, uitați-vă în urmă. V-am spus exact tot felul de lucruri pe acest canal. V-am vorbit despre ce înseamnă Angel Share, cast strength, maturare, tot ce înseamnă pitet, ce înseamnă unpitet, cât de importantă este vârsta, felul depozitelor, cum sunt băi, toate chestiile tehnice vi le-am spus de-a lungul a 110 episoade. Nu mai puneți întrebări tâmpite, e așa greu să vă întoarceți în urmă, să urmăriți episoadele, abonați-vă și urmăriți episoadele din urmă, nu stau să... Uitați ce culoare deschisă ăsta de 8 ani. Asta înseamnă culoare naturală, cu finish în Quarter Cask Rye Whiskey. Ajungem mai încolo la el. La puțin mai încolo. Când o să-l analizăm. Ăsta i-am dat... ok, care e prețul ăstuia? De fapt, vorbim mai încolo de prețul ăstuia. Ăsta, prețul ăstuia, o să-l analizăm în episodul următor. Vorbim acum de prețul ăstuia. L-am spus, am și spus. Prețurile sunt... par un pic mai mari pentru această gamă și o să ziceți, o, cum în ăsta, asta costă cam 270 de lei sticla. Cam asta e prețul în Europa, undeva la 55 de euro, ceva din genul ăsta. Și vă spuneți, păi, băi, vă spun ce vă oferă. Vă oferă 48% alcool, da? Nefiltrare, necolorare. Și vă oferă acel finish în, de cea mai bună calitate în butoaie de prima mână. Și apoi, gamele astea apar doar o singură dată, într-un singur an. În anul... Asta a apărut doar în 2019. În 2020, noi n-am primit nimic din 2020, dar, din această gamă, Wood Finishes, dar vom vorbi în episodul următor, când voi prezenta, nu voi analiza, că n-am nimic, nu pot să-mi dau cu părerea. Eu doar prezint și îmi dau cu părerea de la distanță. Teoretic, că n-am primit nimic din această gamă. Înțelegeți voi? Și faptul că apare doar într-un singur an nu este o expresie de sine stătătoare. A, 12, cum e asta? Sau cum e asta de 10 sau cum e asta de 12? Să apară an de an. Astea de-aia sunt mai ieftine puțin, deși au același număr de ani, pentru că sunt expresii de sine stătătoare. Înțelegeți voi? Plus că au butoaie, astea au butoaie, finish în butoaie mai de calitate. I-am făcut review-ul ăstuia Ruby Port în episodul 91 și i-am dat între 89 și 90. Și vă întrebați, păi bă, Dane, tu ești atât de fixist că nu poți să te hotărești între 89 și 90, de-aia contează, contează așa mult jumătate. Nu, dacă ăsta era de 88 și dădeam 89, ziceam, am fost și eu mai generos astăzi. Sau dacă era de 89 și dădeam 88, ziceam, am avut o zi mai, nu l-am simțit cum trebuie. Mamă, ce mă enervează păsările astea. Le auziți? Mă bruiază. Ok, lasă să meargă. Nu că nu mai îmi iau mințile și... Le auzi, mă, cum? Dar... Pentru mine, pragul de 90 înseamnă foarte mult. Sunt foarte sensibil când este vorba de 90. Pentru că 90 înseamnă un whisky. Nota de 90, acordarea de 90 sau de la 90 în sus, un whisky greu. Un whisky care, pe lângă consistență și diferite calități, are originalitate sau subtilitate. În categoria lui. În categoria malt, single malt, blended malt, pot still, bag pot still în aceeași categorie. Bourbon rye, altă categorie, fiecare tratate în funcție de caracteristicile din ce categorie fac parte. Din, da? De care caracteristicile respective categoriei. Și
blended whisky, adică cu grain sau grain, single grain sau blended grain, plus rom, da? V-am mai spus chestia asta. Și 90 înseamnă un whisky de care eu voi aminti din categoria sa mult timp. Unul din acele, din categoria respectivă, din acele favorite ale mele, ale zecile, înțelegeți? De asta sunt foarte sensibil când este vorba de 90 și foarte rar acord note de 90. Eu nu sunt domnul Jim Murray să dea 98-99 așa. Este sistemul meu de notare, așa-l văd eu, înțelegeți? Voi nu mă lua, asta este sistemul meu propriu. Voi poate să aveți alt sistem, da? Eu vă spun orientativ, asta nu înseamnă că e literă de lege dacă am spus că ăla e de nu știu cât sau de nu știu cât, da? Acum, hai să discutăm despre ăsta de 8 ani, că nu, despre ăsta discutăm. Cam care e prețul lui? Undeva la 250 de lei, diferă prețurile la magazine, le pun aici. Diferă prețurile la magazinele de la noi, pentru că na, Rivco Trading este unic importator și distribuitor și nu foarte multe magazine, deci nu are distribuția Glenelg Keep, da, precum alte single malturi pe care le știți cu toții. Și ăștia din magazine nu știu exact cum să pună prețurile. Unii au prețurile mai mari ca în Europa, la anumite expresii, și apoi le pun mai mici ca în Europa, la alte expresii. Și am fi impresia că nu știu cum să pună prețurile. Nu le dau eu sfaturi, nu mă bag eu în treburile lor. Dar am văzut, de exemplu, ăsta cu 200... 20 de lei, 230 de lei, apoi l-am văzut cu 270-280 de lei. În Europa prețul lui este undeva la 50 de euro, deci o să zic 250 de lei prețul lui, da? Să fim ca în Europa, nu ne luăm după... La noi îl găsiți așa cu fluctuații, hai să și pun. Și acum o să ziceți... Acum vom face o discuție mai mare. O să vă plictisesc. Las puțin să respire. Culoare naturală. Vedeți? Foarte deschis, nu închis. Pentru că are doar 8 ani. Asta înseamnă culoare naturală și nu este sherry. Este ex-bourbon, first fill sau second fill. Și Rye Quarter Cask. Și acum, de asta, uitați-vă, acum o să vă dau, nu o să vă dau o lecție exact cum trebuie tratat un whisky. Eu o să vă spun exact cum trebuie tratat prețul. Și o să ziceți așa, ok, Dane, 250 de lei pentru ceva de doar 8 ani. Dacă era peated, înțelegeam, dar este unpeated. Deci nu este afumat, nu este din Isla, deci e așa scump, totuși, pentru 8 ani. Asta e prima întrebare. Primul lucru pe care vreau să-l scot în evidență este tupeul lui Billy Walker de a pune 8 ani. De obicei, cei care au sub 10 ani se feresc în a pune sub 10. El a făcut chestia asta și cu Glendronach-ul de 8 ani, de când deținea Glendronach-ul. Felicit Lagavulinul că face chestia asta. Bine, Lagavulin întotdeauna au fost integri. E ca îi filtrează ei la rece cu cei sub 46, e altă problemă, sau sub 48. Dar întotdeauna, acum și Talisker, văd că Ardbeg-ul a pus la ala de 5, au scos acum Ardbeg, o expresie acum câteva luni, uite cum se numește. Beastie sau ceva de genul ăsta, 5 ani au pus pe el mare. E bine. E bine că lumea începe să pună ani, să se reîntoarcă la ideea de a pune ani. Să nu mai meargă pe mișculații. Lucru pe care îl felicit la Billy Walker. Dar, v-am spus de ce un peated se bea tânăr sau la vârstă medie și foarte rar întâlniți peated-uri băute la vârste înaintate și de ce un unpeated se bea de la mediu, vârstă medie, spre înaintat în sus. Am explicat chestia asta, urmăriți canalul, nu mai mă întorc înapoi. Și acum o să ziceți, a, păi, 8 ani, ok. Primul lucru.
48 de grade, 48% alcool, nefiltrat, necolorat. Ok, Dane, până aici e bine. Ia spune mai departe, finish în quarter cask. Ce este quarter cask? Quarter cask este, cum spune și numele, un sfert de butoi. Poate fi quarter cask de barrel, de hogshead, de, deci quarter cask poate avea 50, 60, 70, poate fi quarter cask de bat de 125 de litri. În cazul de față avem un quarter cask, dacă spune rye whisky, înseamnă că butoaiele le-a luat domnul Walker de la Glenallachy din Statele Unite. Deci, americanii pentru bourbon și rye folosesc barrel-uri de 200 de litri. Quarter cask înseamnă sfert 50 de litri. Cum a apărut quarter cask? Inițial, butoaiele de tip quarter cask au apărut pe la... Bine, întotdeauna au fost, dar au fost utilizate în secolul XVIII și începutul secolului XIX, când existau contrabandiști în Scoția și nu existau mașini normal, nu existau trenuri și căruțele atrăgeau atenția. Și puneau un butoi de 50 de litri de o parte a măgarului și celălalt de 50 de litri de cealaltă parte a măgarului. Puneau o pătură sau a calului și uite așa treceau neobservați. Dar în zilele noastre, quarter cask-ul au cu totul altă, butoaiele de tip quarter cask au cu totul altă menire. Da? S-au schimbat timpurile, nu ne mai ascundem. Suntem transparenți în ziua de astăzi, de nu se poate. Care este menirea? Menirea este de a grăbi maturarea. Dacă, să zicem, un producător are un whisky de 6-7 ani și e presat și vrea să accelereze maturarea, folosește quarter cask. Pentru că whisky-ul, cu cât stă într-un butoi mai mic, are contact are contact mai mare cu suprafața butoiului. Înțelegeți voi? Și se grăbește astfel coacerea whisky-ului. Așa îmi place mie să spun. Coacerea, maturarea. Așa că ăsta, având un finish în quarter cask de 8-9 luni, 7 ani și ceva în ex-bourbon și vreo 8-9 luni în quarter cask, de fapt nu are 8 ani. Are undeva la 9 ani jumate spre 10 maturare. De asta, eu când l-am gustat, am zis, nu o să fiu foarte... Da, știam că e quarter cask, dar mă așteptam. Dar nu mă așteptam să-l simt așa copt pentru doar 8 ani pentru ceva unpeated. Pare a fi de 10 ăsta, 19, deși pe cutie are 8, datorită quarter cask-ului. Și acum vă întrebați, păi e bine așa. Păi de ce nu folosește toată lumea butoaie de 50 de litri? Că toată lumea ar putea să obțină whisky-uri coapte la 6-7 ani. 8 ani. De ce să mai aștepte 12 sau 10? Sau... Ar putea obține whisky-uri coapte la 5 ani doar. Teoretic, da. Dar ia gândiți-vă voi mâna de lucru pentru a face chichinețele alea de 50 de litri. Da? Câtă mână de lucru și câtă pierdere de vreme ar fi cu chestii de 50 de litri. Producătorii are și pe minus. Și acum vă întrebați, deci un alt lucru care justifică prețul lui este folosirea de quarter cask. Alt lucru, iar vă amețesc acum, este folosirea de butoi de finish în rye whisky. Câte single malturi știți voi cu maturări în rye whisky, în butoi de rye whisky? Sau nu neapărat single malturi, whisky-uri scoțiene sau whisky-uri irlandeze? Păi primul care îmi vine acum, cred că ar fi Glenmorangie Spios, dar care e la un preț prea mare pentru 6 ani. Și vă întrebați de ce sunt rare maturările în butoaie în care a fost rye whisky, în zona single malt sau nu neapărat single malt, pat still, să zicem, în Irlanda. Bămână apă. Rar mi se întâmplă să spun chestia asta. Chiar să surprind și eu. Și ce spuneam, referitor la... De ce sunt rare maturările
whisky-urilor scoțiene sau irlandeze în butoaie de rye whisky. Aici intru pe teritoriul supozițiilor, închipuiți-vă că sunteți cu mine la o bere și eu vă spun părerea mea, ce cred eu. Deci nu e ceva scris, nu sunt documentat, e doar bănuiala mea, supoziția mea, da? Deci nu o luați ca atare, e ceea ce cred eu. Nu o luați ca litere de lege. Păi, rye whisky acum pare un pic popular, dar acum a devenit popular în ultimii 7, hai să zicem 10 ani. Bine, n-are popularitatea bourbonului. Butoaiele de rye whisky sunt un pic mai scumpe decât butoaiele de bourbon, pentru că, na, bourbonul e popular, sunt, dar sunt o groază de butoaie, sau e o groază de butoaie, ca să facem acordul cu groaza, sau e o groază, sună aiurea. Sunt o groază de butoaie. Dacă întrebam pe cineva acum, hai să zicem că eram american și mă întreba unul pe mine acum, ce bei mai acolo? Și eu, acum 20 și ceva de ani. Și eu îi spuneam că beau rye whisky și râdea de mine. Aoleu, rednecule, țărane, băutura străbunicului. Și acum, în 20 de ani, a devenit foarte popular rye whisky. Eu prevăd, anticipez că în următorii ani vor fi tot mai multe maturări de single malt din Scoția sau de pot still sau single malt irlandez din butoaiele de rye whisky, pentru că a crescut în popularitate rye whisky-ul. Dar totuși e popular, deci e dita mai producția de rye whisky în Statele Unite, de ce nu merge către Scoția sau Irlanda? De ce nu merg butoaiele astea? De ce nu merge tirul, să zicem, cu butoaie către, sau vaporul, pardon? Ia gândiți-vă voi, cine este cea mai cunoscută țară pentru rye whisky? Cu tradiție de sute de ani. Canada! Care este... Canadienii... Bine, sunt cunoscuți pentru berea lor, iar apoi, că n-ai berea mai populară, da, e cea mai populară băutură din lume. Iar apoi, rye whisky. Până și blendurile lor, blended whisky-urile lor, sunt bazate pe rye whisky în mare parte. Dar, de ce au canadienii obsesia cu rye whisky? Simplu, e o necesitate. O adaptare la mediu, cum s-ar spune. Asta crește în Marele Nord Alb, Great White Nord, în sud, că în sudul Canadei, că în nord e zăpadă, nu mai crește nimic. Pentru că s-au adaptat cultura de secară, da? Secarea îi priește clima mai rece și mai puțin umiditate mai scăzută, da? Asta înseamnă zona Canadei. Și ei au început să facă rye whisky. Dar diferența dintre ei, dintre canadieni și cei din Statele Unite, cam în două națiile sunt americane, este următoarea. Ăștia din Statele Unite, când fac rye whisky, fac rye whisky după legile bourbonului. În sensul că butoi de stejar, virgin, alb, pârjolit, charred, punem la fel, rye whisky, distilatul cu rye dominant în mashbill, stă nu știu câți ani și apoi scoatem, îl buteliem și dăm butoiul. Cui îl dăm? Păi îl dăm canadienilor. De ce? Pentru că ei nu au legea asta, că doar o singură dată maturarea cu butoi virgin. Ei fac rye whisky, țin rye whisky la maturare și a doua și a treia oară. Deci pentru ei nu are importanță că trebuie să fie butoiul virgin. Și totul se duce către Canada. Înțelegeți? Asta este supoziția mea. Plus că drumul mult mai scurt vecini. Da? Și de asta în Europa, în Scoția și în Irlanda, single malt-ul are o maturare mai rară în rye whisky. Acum,
Sper că nu v-am... Hai să dau un alt exemplu, acum iar o iau pe... Cred că... Uite, dau exemplu Polonia. Polonia este o țară, în Europa mă refer, tot cu culturi de secară. De ce? O țară mai nordică, dar nu foarte nordică, ca Norvegia, da? Finlanda, da? Unde nu crește mai nimic. Țară plată, umiditate mai scăzută. Cultura, cereala cea mai importantă în Polonia și cea mai mare țară producătoare de secară din Europa este Polonia, da? Vă uitați la vodka poloneză. Poloneză. Vodka poloneză. Vodka poloneză. Cereala dominantă în vodka poloneză este secara. Bine, că fac ei și din cartofi e altă problemă. Aia mai dulce. Deci, v-am spus de ce prețul este justificat. Acum vedeți pe cutie, o să pună Otilia, poate vedeți, Koval. Ce înseamnă Koval? Că mulți, ce e asta bă, Koval? Koval, Koval. Koval este un cuvânt în Yiddish și înseamnă fierar, înseamnă blacksmith în engleză, fierar, da? La noi. Ce treabă are asta? De ce? Pentru că pur și simplu Billy Walker a luat butoaiele de quarter, butoaiele de tip quarter cask în care a fost rye whisky de la distileria care se numește Koval din Statele Unite, din orașul Chicago, statul Illinois. Nimic mai mult. De ce? Pentru că proprietarii acestei distilerii sunt doi americani de origine evrească, frații Bickner, dacă nu mă înșel, cred că așa se numesc. O distilerie artizanală care face și bourbon, și rai, și vodka, deci au și coloane, și gin. Și... O distilerie nouă, fondată în 2008. Ce e interesant referitor la această distilerie este că, așa ca trivia, prima distilerie construită în orașul Chicago după prohibiție. Deci asta înseamnă, cum s-ar spune, înainte de prohibiție. Prohibiția a avut loc s-a desfășurat între 1919 și 1933. Și ei din 33 până în 2008 au avut 75 de ani. Cei din Chicago la dispoziție pentru a construi o distilerie. Stau și mă întreb de ce n-au construit timp de 75 de ani o distilerie în Chicago. Și vorba aia, Chicago edita mai monstru de oraș. Stați și vă întrebați, de ce nu a fost construită o distilerie în edita mai monstru? Stau și mă întreb, nu știu. Poate că oamenii au rămas cu sechele în urma răfuielilor între bande. Știți că Chicago era terenul de joacă al Capone. Când mi-a dat, când am desfăcut sticla asta, mi-am pus în pahar și l-am mirosit. Și mi s-a părut straniu. Dacă îmi dădea Otilia, să zicem, un pahar și venea, că mai îmi face ea blind taste din ăsta, îmi vine cu ceva, cu un pahar și îmi spune, hai, ghicește ce. Aș fi zis, miroase a rye whisky. Da, în același timp e ceva ciudat, parcă e prea plin, parcă e un pic mălțos. Și stăteam și mă gândeam. Și apoi când l-am gustat, am rămas surprins. Am simțit plinătate, bogăție, malț. Și am zis, ăsta este malt. O fi single malt, o fi blended malt, este malt, dar are miros de secară. Ce ciudățenie asta. Și inițial, vă spun de pe acum, inițial voiam să-i dau 90. Bine, încă n-am făcut review. Dar m-am oprit. În sensul că am fost dat pe spate, bulversat de originalitatea lui. Extraordinar de entuziasmat. De asta spun, nu vă grăbiți în a da verdicte. Nu puteți să faceți review-uri din dopuri de
luați de la 30 de mililitri. Vă trebuie cel puțin 50 de mililitri dintr-un whisky ca să vă puteți face o părere cât de cât. Nu vă entuziasmați, că eu aș fi zis, a, 90, original, m-a dat pe spate, 90. Dar, după ce mi-am mai pus vreo 2-3 dramuri de-a lungul, în 2 săptămâni, sau de când l-am primit, de-a lungul a 2 săptămâni, mi-am dat seama că nu pot să-i dau 90. Și o să vedeți de ce nu pot să-i dau 90. Măi, șortilea. Ia, hai să vă cu ce mă uimești și de data asta. Hai, te uimești. Pâine de secară? Da. Cremă de albuș de ou? Da, e un whisky cerealier, ca... Da. Nu, stai puțin. Miroase, are o chestie, chestia de, cum ia aia, mă, lapte de pasăre. Da, cu ou, lapte da, cu da, ou. Da. Chestia aia. Uh-huh. Albuș de ou cu zahăr și nu mai știu cu ce. Caramel, bineînțeles. Da, normal, caramelul. Scorțișoară. Specific raiului, scorțișoara. Da, e condimentat. Ghimbir și nucșoară. Da, condimente. Acolo un amalgam, ca să zic 48 de grade, te arde puțin, nu te arde deloc. Face picioroasă. Da, normal, nu e de filtrat la aici. Hai să vedem la gust. Puțin. Frumos miros. Uh-huh. Nu foarte complex, dar destul de frumos. Prima dată când l-am gustat înainte de review, m-am avut impresia inițial că beau napric, rai. N-am făcut review la napric. Știu, dar zic ca asemănare din ce-am mai gustat. Uite-te și tu, scorțișoară din pir, te unge pe gât. Dar te și arde un pic, un pic, un pic, un pic, un pic. Înțelegem 48 de grade, totuși. Și 8 ani. Da, încă ne-a așezat, încă ne-am gândit. Băi, eu zic că pentru 8 ani, pentru ceva, ani pită, mie mi se pare grozav. Da. Poate sunt eu extra... Da, pentru că ai văzut, sunt whisky-uri mai tinere care nu băi, pot fi băute. Ai văzut, am mai avut pe acest canal Blair Rattle de 8 ani. 46 de grade. A luat 87. Am simțit că mă arde puțin. E, ăsta îl simt ca de 90. Da. Ăsta o să ia mult mai mult de... Hai să spunem de pe acum, nota va fi 89. Hai să vă și punem să nu ne mai... Să nu mai ținem lumea, da, da, am spus de la început că voiam să-i dau 90 și de înțeles, da. Prăjitură de albuș de ou, grapefruit. Finish-ul. E așa condimentat, fructat. Da, da, foarte frumos. Încă și pe mine m-a surprins plăcut. Eu zic că nu mai e nevoie de apă. Scorțișoară, ghimbir, finish medium. Un pic mentolat chiar. Mălțos, bine, trebuie să spun mălțos pentru că... dar trebuie să spun mălțos pentru că am impresia că uneori... Am impresia că beau secară în anumite momente și mazola mi-a ce aminte că beau single malt. Eu nu sunt secară. Hai să-și pun. Am pus apă. Mult mai aerisit. Mult mai cerealier acum. Mă duce cu gândul acum, dacă îndrăznesc să spun, la un whisky de Lowlands. Deși da. El este... După, deși e space-side... Da, pentru că malturile din Lowlands sunt cerealiere, sunt fânoase. Și având finish un rye whisky, te duce cu gândul, acum cu apă, la un whisky din Lowlands. Înțelegi? Hai să și vedem.
Dar nu atât de înțepător cum, e cel, cum sunt cele tinere din Lowlands. Știi că am avut ceva. Da, da. Da. Custam. Măi, ăsta are 8 ani, dar pare da. De 9-10. Îți spun sincer, de 10 ani pare. Lăsa-mă să mai miros puțin. Are o notă ciudată un pic. Nu știu dacă ai simțit-o. Acum, de când i-ai pus apă. De drăjdie. Da! De la secarea, de la... Zici că e drăjdie de aia de bere. Nu știu. Nu știu dacă... Acum, e ciudățenie. Bă, mie îmi place foarte mult și cu asta, basta. N-am ce, bă, lași în pace, am vrut să-i dau 90, tu ești nebună să dau un 90 unui whisky de 8 ani, unbeaten. Că multă lume se întreabă acum, păi cum, bă, Dane, în episodul trecut ai avut Glenelachie de 15 ani și ai dat 89. Și ăstuia de 8 ani, puștanul ăsta, puțoiul ăsta, pe jumătate vârsta Glenelachie-ului de 15 ani, îi dai tot aceeași notă, 89? Da! Da. Nu! De ce nu? Ascultați-mă, ascultați-mă, și aici vreau să fac o mică paranteză, mai lungă. Când analizați un whisky, țineți cont de o groază de criterii. Vârstă, maturare, concentrație alcoolică, nefiltrare la rece, dacă s-a băgat sau un colorant, tipul de maturare, tipul de butoaie, tipul de depozit unde a fost ținut și continuă lucrurile. Dacă s-a băgat apă în el sau nu s-a băgat apă, dacă e castrat sau nu. Deci o groază de lucruri. Anii sunt doar unul din multele criterii de care țineți cont. Simplu ca bună ziua, este un criteriu și atâta tot. Pentru mine, un whisky de 12 ani poate trimite la culcare un whisky de 21 de ani, dacă whisky de 21 de ani e la 40 de grade, cu o maturare plictisitoare, o maturare plictisită care dă senzația de rumeguș, filtrat și colorat. Nu mă interesează că are 21 de ani. Dar, de ce whisky-urile cu vârste mai mari costă mai mult? Simplu ca bună ziua. Dacă ai ani, ajută, e un criteriu important, dar nu trebuie să țineți automat dacă ai 21 sau 25 de ani automat. Un simplu criteriu, ca multe alte criterii. Vârsta contează, e diferită, dacă e pită, dacă este unpită, dacă este bourbon sau dacă este malt, dacă unde este maturat, dar vârsta este doar un simplu criteriu. Vă dau un exemplu. Eu am 40 de ani. Să zicem că eu la 20 de ani aveam idei de antreprenor, da? Și mi-am pus un new make, l-am maturat. Și după 20 de ani m-am gândit eu, mă, ar fi cazul. Deci, normal că vârsta are un rol important, criteriu cel mai important pentru preț, este vârsta, pentru că, păi, jumătate din viața mea, tu mi-ai ocupat spațiu în depozit, te-am ținut aiurea, mi-ai ocupat spațiu, eu am băgat bani în tine și jumătate din viața mea, eu nu am obținut nimic de pe urma ta. Tu, practic, ai fost ceva care nu mi-a asigurat fluiditate în bani. Înțelegeți? Eu nu am... Te-a blocat. Da. O blocare. Și normal că acum, după 20 sau 20... Fii cu un preț. Da, mai mare. Ca să-mi câștig investiția, eu am băgat și am stat cu buza umflată. 20-25 de ani sau câți ani. Am zis jumătate din viața mea. Deci înțelegeți de unde prețurile mari pentru whisky-urile cu ani în spate? Nu neapărat că whisky-urile respective sunt fenomenale. Într-adevăr, maturarea asigură o complexitate. Dar nu... Tot timpul. Un whisky de 8 ani, cum e ăsta, poate trimite oricând la culcare un whisky de 18 ani. Mult mă refer. Cu Angel Share asemănător, adică din Scoția sau din Irlanda sau de... Dacă nu ne comparăm cu alte zone de Angel Share. Cam atâta. Plăcut surprins. Din noua gamă mă așteptam... Nu știu, eu nu mă așteptam să-i dau 89.
L-am văzut cu... Dar apoi m-am gândit foarte răchesc. Poate rai. Poate și că am eu o slăbiciune, o afinitate pentru rai whisky. Poate că este original. Bă, până la urmă există preferințe și preferințe. N-ai cum să... Să te faci în gustul omului. Asta este. Mă unge la suflet ceva legat de rai și... Dar are consistența. Ăsta peste 2 ani, dacă ar mai fi fost lăsat 2-3 ani... Era băiat mare. Era de 91. Hai, pa, pa pe data viitoare, 89.